Invidia este o otravă extrem de puternică. Uneori are efect întârziat, dar în final, invidia netratată duce la distrugerea vieții. Totuși, există o scăpare. Cei mai mulți dintre noi suntem afectați de invidie. Fie că tu invidiezi, fie că altcineva te invidiază. Atâta timp cât trăiești într-un mediu social, vei fi afectat de invidie. Ce este invidia? Potrivit dicționarului limbii române, invidia înseamnă a râvni ceea ce aparține altuia. În Biblie, pentru invidie găsim de multe ori cuvântul pismă. În Proverbe 14:30 vedem: o inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Citim despre invidie încă de la începutul creației. În cartea Ezechiel, Biblia ne vorbește despre dorința lui Lucifer de a deveni mai mare decât Dumnezeu. Tot pe invidie se bazează șarpele cel vechi, când o ispitește pe Eva în grădina Edenului, spunându-i că poate să ajungă ca și Dumnezeu dacă mănâncă din pomul din care îi spusese Dumnezeu că nu are voie să mănânce. Invidia este deosebit de periculoasă și efectul ei nociv se revarsă în primul rând asupra invidiosului și mai apoi asupra persoanei spre care se îndreaptă. Invidia stă la baza unor mari păcate precum ura, furtul, crima, minciuna, bârfa, curvia și altele. Invidia de asemenea poate cauza și diferite boli psihice și chiar fizice. Cum se manifestă invidia? Invidia este percepută ca un gol în stomac. Ai sentimentul că cineva ți-o ia înainte. Simți frică, disperare. Îți poate veni gândul că cineva ar putea face un lucru mai bine decât tine și prin aceasta tu vei scădea în ochii oamenilor. Invidia se întâlnește cel mai des în comunități strâns relaționate, între colegi de școală, la locul de muncă sau între firme concurente. Invidia e sora geloziei și se naște pe fondul dorinței de acumulare și apreciere. Odată stăpânit de invidie, omul va avea gesturi egoiste și pline de răutate față de persoana sau entitatea invidiată, ca o reflecție naturală a ființei sale. Într-un pasaj biblic din 1 Samuel, capitolul 18, citim că împăratul Saul aude cuvântul de laudă la adresa lui David și din acel moment, Saul a fost cuprins de invidie față de David. Cu alte cuvinte, invidia are capacitatea de a domina persoana în cauză și de la invidierea unei singure persoane se ajunge mai târziu la invidierea a tot mai multor persoane sau entități. Această dominare a invidiei se răspândește preluând controlul asupra emoțiilor și aspirațiilor persoanei în cauză. O persoană invidioasă creează stres și nefericire în jurul ei și va călca peste orice principii pentru discreditarea și înlăturarea celui invidiat pentru a-și atinge scopul egoist. Cum putem scăpa de invidie? Pentru a scăpa de invidie, în primul rând, trebuie să conștientizezi că deși cunoști mulți oameni invidioși, și tu ești o persoană invidioasă. Această conștientizare este destul de grea de făcut și necesită un efort pentru o analiză personală. Invidia știe să se ascundă foarte bine sub tot felul de motivații altruiste. Dar dacă realizezi că ești o persoană invidioasă, trebuie să înțelegi că de invidie se poate scăpa cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă îți recunoști păcatul acesta înaintea lui Dumnezeu și te lupți să fii generos în loc să fii invidios, dacă realizezi tot mai mult că valoarea ta nu e dată de ceea ce cred oamenii despre tine, ci de ceea ce crede Dumnezeu despre tine, dacă te lupți să poți spune clar și răspicat că nu trebuie să fii perfect, pentru că nu vei fi niciodată, și nu lași ca părerile altora despre tine și despre ceea ce faci să te afecteze decât constructiv, lucrurile în viața ta se vor schimba radical. În Psalmul 56:4, David spunea: eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Atunci când nu te mai lauzi cu ceea ce ai sau faci, ci te lauzi cu Dumnezeu însuși, ești un om biruitor. Iar cei invidioși din jurul tău vor rămâne de rușine când vor vedea cum tu vei înflori
și vei fi ridicat tot mai sus de către Dumnezeu. De aceea, lasă toate lucrurile în mâna lui Dumnezeu. Încredințează-i dorințele și aspirațiile tale și încrede-te în El cu toată puterea ta. Fii tare, nu te teme!